Ce faceți, mă? Fiți atenți. Acum ceva timp mi-a lăsat cineva un comentariu la un clip, nu mai știu sigur la care, mi se pare că la top 5 cărți de Stephen King, și mi-a zis că ar fi mișto să fac un beginner's guide cu cărțile lui Stephen King. De unde anume să începi, de unde anume să intri în universul lui Stephen King. Pentru că Stephen King este un autor extrem de prolific, da, a scos o grămadă și o grămadă și o grămadă de cărți și o să mai scoate destul de multe și în viitor, spun eu, sper eu, da, sper, spun și sper. Dar tipul a scos undeva pe la, nu știu, plus 60-70 de cărți, ceva de genul, și având atât de multe cărți, pentru unii oameni este destul de greu să identifice un starting point, e destul de greu pentru unii să ia o carte și să înceapă cu aia, așa că de asta mă aflu eu astăzi aici, cu recomandări de cărți pentru început de la Stephen King. Dar parcă lipsește ceva, Ia stați așa. Ia stați așa, că știu ce lipsește. Așa, mă, ia uite aici, mă. Păi vorbim despre Stephen King sau nu vorbim despre Stephen King, nu? Mă rog, partea proastă e că îmi vedeți mie burta și cât de gras sunt, dar e ok. Păi vorbim, ia uite aici, ia uite aici, tati. Păi vorbim despre Stephen King ca lumea sau nu vorbim despre Stephen King ca lumea. Mă rog, voi nici măcar nu o să vedeți gen desenul de pe tricou, că eu stau așa, dar l-am pus așa, știi ce zic? Să fie, să mă simt eu bine, cum trebuie. Acesta fiind spus, înainte să intrăm în recomandări, mai am un lucru de zis, dar am uitat că mi-am aruncat tricoul pe pat și voi îl vedeți. Stați așa, știi ce fac, știi ce fac? Ia uite, îl arunc acolo, da? Și apoi întorc scaunul și voi nu mai vedeți, gata. Acum, înainte să intrăm propriu zis în acest video, vreau să spun că recomandările de cărți pe care urmează să le fac sunt pe niște oarecare categorii pe care le-am construit eu. Ce înseamnă asta? Ei bine, Stephen King este, pe lângă că este un autor extrem de prolific, este un autor și destul de foarte vast în momentul în care te uiți în ce genre-uri scrie. Este un autor foarte accesibil, este un autor foarte pentru toată lumea și așa cum este și el accesibil, așa cum scrie și el în foarte multe genre-uri, așa există și cititori care preferă un anumit genre. Există și cititori care, hai să spunem, de exemplu, nu le place absolut deloc horrorul. Există și alți cititori cărora nu prea le plac, nu știu, cărțile simple, gen, hai să spunem, care au un prim plan două personaje sau un personaj și vor un dita mai cartea lungă de nu știu câte pagini, The Ultimate Epic Story. Am recomandări și pentru voi, am recomandări pentru toată lumea. Acestea fiind spuse, haideți să începem. Intrăm mai întâi în cărțile psihologice slash tulburătoare, dar, atenție, sunt cărți care, hai să spunem, reușesc să-ți dea așa câteodată un tremur pe șira spinării, dar nu este tocmai datorită faptului că e ceva horror, că e ceva de speriat și pur și simplu este ceva foarte, foarte tulburător. Da, poate o idee, poate o situație, poate ceva oribil care se întâmplă, mă înțelegi? Dar în același timp sunt și cărți psihologice, al căror strong point este că te fac să intri în mintea personajului foarte, foarte bine. Începem, bineînțeles, cu Nimeni Alta, prima recomandare. Misery. Nu este nicio carte foarte lungă, are până în 400 de pagini, are, stați că vă zic acum, 377 de pagini. Este o poveste mică, o poveste constrânsă, o poveste care are în prim plan două personaje, aș putea să spune, personajul nostru principal, Paul Sheldon, și antagonista, Annie Wilkes. Bănuiesc că ar trebui să vă dau și un mic summary, având în vedere că e un beginner's guide. Da, ar fi o idee bună să vă dau și un mic summary. Ei bine, în prim plan îl avem pe un scriitor, Paul Sheldon, care în urma unui accident de mașină este salvat de cea mai mare fană a lui, pe nume Annie Wilkes sau Annie Wilkes, niciodată n-am știut cum se pronunță. Îi văd pe unii că pronunță Annie Wilkes și unii pronunță Annie Wilkes și eu nu știu cum se pronunță, eu o să-i zic Wilkes, mă rog. Ideea e că scriitorul nostru, da, în urma unui accident de mașină, este salvat de cea mai mare fană a lui, în ghilimele, care îl duce la o cabană in the middle of nowhere și pe timpul iernii și, basically, la scurt timp afli că tipa este foarte, foarte, mai mult foarte, este ultima psihopată, da, care îl torturează pe scriitorul nostru atât din punct de vedere psihic, cât și din punct de vedere fizic și este o carte care, pentru ideea asta foarte mică, foarte macro, așa, King a reușit să scoată 377 de pagini, este o poveste extraordinar de bună. Am și recenzie pentru ea, o găsești la mine pe canal, deci Misery, foarte bună.
pot să încep cu ea fără nicio problemă. A doua recomandare este prima carte scoasă de Stephen King, anume Carrie, o carte și mai scurtă decât Misery, care are undeva pe la, cred că 200 de pagini are, 214 pagini din nou. Este o poveste foarte mică, foarte constrânsă, care o are în prim plan pe Carrie, o adolescentă care la liceu este foarte înjosită, foarte marginalizată, nu are nici cea mai bună viață acasă și într-o zi descoperă că are puteri telechinetice. Bineînțeles, problemele pe care le are cu stresul, cu anxietatea, faptul că este foarte introvertită, că nu are prieteni și așa mai departe și viața ei de acasă este foarte, foarte grea și foarte, este fix ca, e poate mai rea decât viața de la școală, viața ei de acasă. Vă dați seama că odată ce descoperă că are puteri telechinetice, face niște chestii nu prea bune, dar este, cum să spun așa, Carrie cred că este e un personaj foarte interesant pentru mine, pentru că she's not really the good girl, adică nu este, știi, tipa bună, spun tipa bună în sensul că nu este un personaj bun, dar nu pot să zic nici că e un personaj rău, nici un personaj bun, e undeva, aș vedea-o mai mult ca un... ca un anti-hero, să spun așa, da, deci ca un anti-hero, anti-eroină. Și a fost foarte, foarte interesant să intru în mintea ei, pentru prima carte a lui Stephen King este extraordinar de bună. Deci pentru început e și scurtă, numai bine, Carrie. Trecem la Cimitirul Animalelor. Probabil cea mai lăudată carte de la Stephen King, probabil cartea pe care toată lumea ți-o recomandă că e bună pentru început, dar adevărul este că este bună pentru început. Este, cred că, cea mai tulburătoare carte pe care am citit-o de la King, în sensul că abordează teme precum moartea, precum pierderea celor dragi, tragedii de genul. E o carte foarte, foarte, foarte tragică, psihologică, în sensul că explorăm ideile și temele astea și intrăm foarte bine în mintea personajului și ceea ce se întâmplă cu personajul principal, cu Lewis. La final ajungi și este o mare tragedie. Să vă dau și un mic sinopsis ce se întâmplă în Cimitirul Animalelor. O familie se mută undeva lângă un highway, dar lângă o autostradă, iar aproape de casa lor se află un cimitir al animalelor unde copiii își îngroapă companionii, animalele de tot felul, hamster, câini, pisici și așa mai departe. În momentul în care mor, e literally un cimitir pentru animale. În momentul în care pisica familiei moare, personajul nostru principal, Lewis, împreună cu Jude Crandall, care este vecinul lor, o duc într-un loc care este un pic mai departe de cimitirul animalelor, dar este în continuare un cimitir, cimitirul indienilor Micmac, unde îngroapă frumos pisica acolo. Tu nu știi de ce, ține neapărat Jude, da, vecinul să-l ia pe lui și să-i spună, ok, fii atent, bossule, nu îngropăm pisica în cimitirul animalelor. Vină cu mine că știu eu altul, știu eu un loc, boss. Și-l duce acolo, îngroapă pisica și a doua zi, ce să vezi, pisica învie. Și de acolo se mai întâmplă niște chestii. La un moment dat apare și ideea asta de, ok, ce s-ar întâmpla dacă ai îngropa și un om acolo? Și atât vă zic. Foarte bună. Foarte bună. Nu horror, da? Dar foarte tulburătoare, nu e pentru toată lumea. Dacă sunteți, nu știu, slab de inimă, slab de înger, cum naiba expresia, atunci vă sfătuiesc să stați departe de asta sau să știți în ce vă băgați dacă o citiți, ok? Ok. Nu în ultimul rând, dacă ai auzit de It de la Stephen King, care este una dintre cele mai mediatizate cărți din ultimul timp, doar că nu ești prea mult into horror, poate nu ești deloc into horror, dar vrei o experiență similară cu It în sensul de tematică, în sensul de coming of age story cu copii care se confruntă cu ceva mai măreț decât ei și care in the end they win, they thrive și așa mai departe și e un coming of age story din ăsta foarte drăguț, atunci cel mai bun pick pentru tine în afară de It este The Institute, una dintre cele mai noi cărți ale lui Stephen King. Eu am aici varianta în engleză, pe asta am citit-o, dar găsiți și varianta în română, e tradusă la editura Nemira sub numele de Institutul, dacă The Institute, Institutul în română. În Institute este vorba despre un copil, mă rog, mai mulți copii, dar personajul nostru principal este un copil de 12 ani, numit Luke Ellis. Care într-o seară ajunge acasă frumos, părinții lui îi bagă în pat, îl pupă, îi spun noapte bună,
se duc în camera cealaltă să doarmă și ce să vezi, vin niște tipi dubioși cu o dubă, da, cu un din ăsta cu un SUV, parchează în fața casei, intră în casă, bem bem două gloanțe în cap la părinți, pe copil îl răpesc și îl iau și îl duc la o instituție și îl închid într-o cameră care seamănă foarte mult, este o recreație aproape, aproape unul la unul cu camera lui de acasă. Bineînțeles, locul respectiv se numește Institutul, da, The Institute, și o să aflați voi mai departe. Da, sunt și alți copii acolo. O să aflați dacă scapă, dacă nu scapă și așa mai departe. Deci, foarte bună, este o carte plină de suspans, o carte cu niște scene super tulburătoare. Deci, nu, dacă sunteți, hai să spunem, mai slab de inimă, be aware, da? Am și recenzie pentru Institute, by the way, cum am și pentru Cimitirul Animalelor. Am uitat să vă spun, găsiți recenziile pentru cărți în caz că vreți să vedeți o părere mai pe larg în descrierea acestui videoclip. Tot aici, în sfera de psihologice și tulburătoare, dar nu chiar horror, avem The Shining și Doctor Sleep. Nu cred că mai trebuie să vă mai zic despre ce e vorba, adică la cât de mediatizate au fost filmele, mă rog, nu că au fost foarte mediatizate, dar filmul lui Kubrick îl știe toată lumea, deși filmul și cartea Shining sunt complet diferite, când vine vorba de tematică și așa mai departe. Ideea e că sunt două cărți foarte, foarte bune. So, read them. Nu, din nou, nu cred că mai trebuie să vă spun despre ce e vorba. Go check them out, sunt foarte bune, psihologice, povești foarte mișto. Trecem la următoarea categorie. Hai să spunem că n-ai absolut nicio problemă cu horrorul și vrei full on horror să fii speriat ca dracu, atunci am două recomandări pentru tine. Una mai scurtă, Salem's Lot, o poveste cu vampiri care m-a ținut treaz noaptea. În Salem's Lot este vorba despre un scriitor, Ben Mears, care se întoarce în orașul său natal, Salem's Lot. În același timp cu el vin și doi tipi dubioși care se dau drept agenți din ăștia de imobiliare. La scurt timp, Ben află că tipii sau că unul dintre tipi este vampir și celălalt este servitorul vampirului. Vampirul, bineînțeles că fiind într-un oraș nou, vă dați seama că transformă niște lume. Lumea care a fost transformată transformă și ei alți oameni și așa mai departe. În același timp, Ben are și o echipă din asta de, I don't know, Vampire Busters, cred că ai putea să le spui, formată dintr-un copil de 12 ani, un profesor de liceu și un doctor. Da? Dar este, din nou, foarte, e horror, e horror. Horror pe mine m-a speriat. A fost și reeditată recent la editura de Mira, so get it, foarte, foarte bună. Bineînțeles, It, I mean, asta a fost cartea care m-a speriat, literally, cel mai mult de la Stephen King, care nu m-a lăsat să dorm noaptea. Asta a fost cartea care, imediat cum mă puneam la capul patului și dădeam să mă culc și dădeam să închid ochii, îl vedeam pe Pennywise în fața mea și nu mai dormeam. Dar na, având în vedere cât de mediatizat a fost cartea în ultimul timp, cel mai probabil ai văzut deja filmele. Ideea e că cartea e mult mai bună decât filme, e mult mai in-depth, e mult mai mult în poveste și e pur și simplu o poveste overall mai bună. Încă aștept și încă sper o adaptare faithful pentru It, deși It e cam una dintre cărțile astea care sunt, oricât de mult ai încercat să le adaptezi, o să-ți iasă ceva, că filmele cele două au ieșit destul de bine, dar nu o să iasă mai bune ca cartea absolut niciodată, sau la fel de bune ca și cartea, absolut niciodată. Deci, read it. Ok, ultimele două recomandări avem așa. Pentru oamenii care nu vor neapărat horror, nici psihologic, și hai să spunem că în cartea asta pe care o văd acum ai un picuț din absolut tot ceea ce v-am prezentat, în sensul că e și tulburătoare, e și un picuț acolo, 1% horror, mai mult thriller, este psihologică, dar are și foarte multe personaje, și King le leagă într-un mod în care numai King poate. Este, ca să spun așa, cartea asta, deși este foarte lungă, în sensul că are 1425 de pagini, este în adevăratul sens al cuvântului, mai ales pentru început, că King mai are opere din astea, cum ar fi It, cum ar fi Dark Tower, dar Dark Tower eu nu o recomand pentru început. Este, ca să spun așa, mai ales că și It a fost mediatizată foarte mult în ultimul timp și unii, deși e trist, dar unii o să spună, hai mă, nu mai vreau, am văzut filmele și gata. Și e foarte trist și vă recomand It, dacă sunteți genul ăla de persoană, atunci cred că the most epic
Stephen King, The Most Epic Choice, psihologică tulburătoare cu multe personaje în care, basically, cartea asta pentru mine l-a făcut pe Stephen King un geniu și mai mare decât deja era. The Stand. Premiza este una foarte simplă, mai ales pentru o carte de 1425 de pagini. Vine apocalipsa și noi urmărim personajele cum supraviețuiesc în apocalipsa respectivă. Unele dintre ele se întâlnesc, intră și un element supranatural, da, cu niște vise ciudate pe care le au și overall e o poveste despre societate, despre ce ne datorăm unul altuia ca oameni, despre good versus evil și așa mai departe. Foarte bună. The Stand, o să-l las jos din mână pentru că este extrem de grea și îmi cade din mână, literally, nu mai pot. Adică uitați-vă cât e doar, da? Se văd și semnele pe cotor, cred, sper, nu știu dacă se văd atât de bine. Mă rog, ideea e că e dita mai cărțulia. Ajungem la ultima recomandare, cartea mea preferată de la Stephen King, o carte care nu este neapărat foarte psihologică, nu este neapărat nici foarte tulburătoare. Nu este nici horror, dar este în schimb cea mai umană, cea mai heartfelt, cea mai plină de hai să spun așa, de love, de inimă, de mă înțelegi tu, cea mai umană poveste pe care am citit-o ever și așa una dintre nu numai că este cartea mea preferată, dar este cu siguranță în top 5 povești, da, din absolut toate mediumurile astea, da, de gen jocuri, filme, seriale, cărți și așa mai departe, comic book-uri. 112263. În 112263 avem un profesor de engleză, Jake Epping, care descoperă prin intermediul unui prieten un rabbit hole, o gaură de vierme, gaură de iepure, rabbit hole, gaură de iepure. Am văzut un portal către 1958 și, bineînțeles, misiunea lui este să se ducă în portalul ăla, să trăiască acolo în anii 50, timp de, dacă mă ajută și matematica acum repede în cap, 5 ani, până când vine ziua asasinării lui JFK, pe care vrea să o schimbe, vrea să o salveze pe JFK și în modul ăsta să schimbe și lumea și, mă rog, extraordinară. E cartea mea preferată de la King și cartea mea preferată all time. Citește-o, pot să încep cu ea, a fost una dintre primele pe care am citit, a fost a treia carte de la King pe care am citit-o, deci într-un fel ai putea să spui că și eu am început oarecum cu ea și e superbă, extraordinară. Cam acesta a fost videoul, cam acestea au fost recomandările mele pentru început, cu ce să încep de la Stephen King. Zic eu că v-am dat destule, adică avem 2, 4, 6, 8, avem 10 cărți, da? V-am dat 10 cărți, 10 recomandări, zic eu că e mai mult decât ok. Vă alegeți din astea după bunul plac, după preferințe și dacă o să puneți mâna pe vreuna dintre ele, veniți aici eventual după ce o terminați și lăsați-mi și mie o părere, sunt foarte curios ce ați crezut despre cartea pe care ați ales-o. Și da, dacă am convins pe cineva să se apuce de citit Stephen King, videoclipul ăsta cred că și-a făcut mai mult ca sigur treaba. Dacă o singură persoană se apucă să citească o carte dintre astea, nu neapărat să o termine, dar măcar să se apuce să vadă că îi place, atunci eu mi-am făcut treaba. Ne auzim, băieți, fete, tancuri de război, elicoptere de atac și genderless people, că aparent există și ideea care n-au niciun gender, data viitoare. Salut!